Continuăm dialogul cu doamna profesor universitar Mihaela Ceaușescu. Vă mulțumesc, doamnă. Profesor emerit. Emerit. Și sunt deja de 3 ani la pensie, dar lucrez în continuare. Adică nu se vadă. Sunt o pensionară. Da, sunt la pensie. Și cu simțul umorului și cu simțul cu autocritica la continuare lucrez. Nu cred că aș putea să nu. Nu știu. Când... Mă întreabă soțul, când o să te oprești? Nu știu răspunsul. Eu de obicei am răspunsurile pregătite. Nu știu dacă sunt gata sau dacă sunt pregătită să nu mai mă văd cu studenții, nu cred, pentru că legătura mea cu studenții a fost și deci eu am făcut din pasiune meseria asta. Primul mare conflict, că iar ne ducem la conflicte, primul mare conflict cu tata înainte să vină la cu căsătoria, restul au fost mici discuții cum au fiecare în familie, a fost când am dat la facultatea de, atunci se numea facultatea de limbi slave. Tata a zis, cum adică să faci limba rusă? Ce e facultate? Ai o școală de aia de tehnică, de limbi. Zic, nu, eu vreau să fac limba rusă. Cum să faci, dragă, limba rusă? Că o știi, zice, te duci, faci aseu. Nu fac aseu, zic. Și a început. Ia uite verișoara ta, e la medicină. Ia uite-o pe aia altă, e la chimie. Ia uite, zic, mă, tata, dar de ce trebuie să ne comparăm? Fiecare face ce vrea el. Da. Eu nu fac nici asta, nici asta, nici asta. Bine, nu faci chimie, nu faci... N-ar fi fost. Te duci la ASE. Nu mă duc la ASE, zic, pentru că eu la ASE nu fac față. Deci eu nu știu matematică, niciodată n-am știut integrale și integrame, dacă nu e același lucru. Zic, pe mine mă lași în pace. Te duci la ASE, că-ți pun o meritator. Dar nu trebuie să-mi pui tu meritator. Și am explicat. Și atunci, tata, am avut eu o impresie că totuși nu vrea să priceapă. Zic, mă, tata, eu în toți anii ăștia, da, sunt 4 ani de când ne-am întors de la Praga, am înțeles poziția noastră. Și cine suntem noi? Că nu-mi convine mie, că nu-ți convine ție cum mă comport, că am prieteni... Tata, ce, cum să fii, dragă, prietenă cu fata coafezei? Păi dacă aia îmi place mie și mie simpatică, ce vrei? Eu eram prietenă cu fata coafezei. Și acum sunt prietenă cu coafeza mea, mă văd în particular. Ei, neavând un trecut foarte pompos și... Nu se trăgeau din Brâncoveni, asta ca să zic, punctăm așa, da. Tata zice, cum adică din toată liceul ăla... În loc să fii prietenă cu nu știu cine, cu cutare, cu cutare, prietena ta cea mai bună, și asta a rămas pe viață prietena, e fata secretarei. Da, zic, Marina, e prietena mea cea mai bună. Mă rog, tata nu pricepea. Zic, bun, eu am înțeles ce vreți voi de la mine. Nu o să obțineți întotdeauna, da? Dar, mă, tata, zic, tu ești conștient că chestia asta o să aibă și un sfârșit? Tu poate zi nu-l prinzi, că o să mori de moarte bună, tata, zic, Doamne, cum vorbești? Toată chestia asta ce? Comunismul? Da. Nu, nu comunismul, Ceaușescu, că trebuia să moară, nu? A, păi... Și am zis, mă, tata, tu-ți dai seama că asta va avea și un final? Și cum a reacționat când i-a zis asta? Nu, păi, lui nu i-a plăcut că i-am zis de el. Zic, tu probabil că nu o să-l prinzi, că o să mori până atunci de moarte bună, zic, că nu ești foarte tânăr. Da. Bine, cum percepi așa, mie la 60 de ani mi se părea matusalemic, eu acum am 70, mi se pare că viața... Mulțumesc. Poate să mai mi ofere încă foarte mult. Cu siguranță. Așa. Bun. Zic, dar eu am să prind. Deci eu sigur zic că am să prind și perioada de după. Și eu vreau să fiu într-un loc unde să nu fie nimeni mai bun ca mine acolo. Iar eu mai bun decât la limba rusă nu am cum să fiu. Și n-a fost opțiunea mea că dacă la 3 ani mă întreba, eu aș fi vrut la Paris, eu n-aș fi vrut să te duci la Praga. Da? Sau aș fi vrut în state. Tu te-ai dus la... S-a dovedit că așa a fost, că peste ani povesteați că erați mai bună decât profesorii dumneavoastră. Păi eram. Că-i corectați. Eram, dar fără să am un merit deosebit. Fără să am un merit deosebit, deci dacă la vârsta de 3 ani încep să înveți limba rusă, a fost prima mea limbă. Da. Nu e maternă, evident. Dar este prima mea limbă. Dacă eu și acum citesc în rusă mai ușor, mai repede, dacă eu acum socotesc în rusă totuși, pentru că am făcut tabla mulțime. Toate mecanismele s-au dezvoltat în... Dacă eu și acum... Asta e partea bună, mi-a zis soțul meu că vorbesc noaptea în rusă. Dracu știu ce zici. Da. V-ați scos? M-am scos, asta am zis. Da. El zice, Doamne, toată noaptea ai vorbit ceva în rusă. Deci eu și acum vorbesc pentru în rusă. Doamnei, dacă vă uitați, să știți, puteți să scoateți telefonul și în timp real să vă traduc. Eu aplicați? Da, nu. Și vedeți ce zice. Deci, asta spune ceva după atâția ani. Cât ce amprentă și-a lăsat totuși rusa asupra mea.
Dar nu mi-am ales-o eu. I-am zis, voi m-ați băgat acolo. Și am zis, tata, eu sunt foarte bună pe rusă. Și eu vreau acolo unde mă duc. Eu nu pot să fac ceva mai bine decât rusa. Da. Oriunde m-aș duce, a, zic, tu crezi că eu nu știu că o să termin facultatea? Știu! Dar pentru că sunt fica ta și nepoata lui. Corect. Dar eu vreau să fac ceva... Pentru că sunt eu. Și tata... Și a înțeles până la urmă. Nu. A! Și a fost prima când noi n-am vorbit. Tata a zis... Primul dezacord. Da. Major. Eu m-am dus, am dat, am intrat prima. Fericire mare, am venit să-i spun. Sigur, primul, așa, când m-am uitat și eu acolo repede, repede, că am dat rusă engleză. Și am văzut că am intrat 10 la rusă, normal. Mai, engleza nu am fost chiar pe primul loc. Așa. Engleza tot din 9, Praga, nu? Da, venisem de acolo, dar cu un accent de la cu table. Învățasem engleză cu accent Iliescu. Rusesc. Păi, dar n-ai cum, că profesoara de engleză, da. Zinaida Pavlovna, era rusoică și făcea, nu făcea, zietucchi, da? Păftariți za mnoi, repetați, table, table, ziceam și eu. Mamă, ori cable, ori table. Ce table, da. Asta este, rușii au un accent extraordinar de, deci am avut aici la fonetică în anul întâi profesor excepțional, o rusoaică de la Sankt Petersburg, căsătorită cu un român, Ecaterina Alexandrovna, care era rusoaică 50 de ani, cel mai mare lingvist de la noi, de la facultatea noastră, dar care n-a învățat româna corect să o pronunțe niciodată. Mm-hmm. Ea la fonetică făcea copii. Este mare diferența între l rusesc și l românesc. Ascultați la mine. Luna și luna, vedeți? Deci, asta sunt ei. Da. Deci eu la engleză nu. Am venit reprezentat, tata, am intrat primul și tata... Mama, ce nu te duce că este plin de nervi? Deci nu s-a opus, că putea să se opună. Mm-hmm. Deci putea să nu mă regăsesc pe listă. Să putea și asta. Da. Să putea să îmi dau examen și să nu mă regăsesc. Deci n-am mers chiar până acolo, doar cu divorțul am mers până acolo. Adică a făcut lucruri ilegale, aș spune eu. Reveniți la povestea asta și o să vreau să vorbim despre divorțul noastră, despre căsătorie și divorț, prima... Deci acolo... Da, să le închidem, știți cum. Și la facultate, ce, m-am simțit foarte bine? Vorbim imediat de facultate, dar rămăsesem din primul episod, când am recompus adolescența dumneavoastră, reîntoarcerea în țară. Reîntoarcerea în sânul familiei. Mi-a zis că nu era obișnuit să cultivați relații foarte... Da, am explicat. Deci ei deja erau, aveau niște prieteni. Asta, dar se formaseră, bineînțeles. Am venit cu o altă mentalitate. Eu am venit, primul rând că mi-am găsit prieteni, amici la liceu. Uh-huh. Colega mea de bancă a fost sora lui Petre Roman, Carmen Roman, și eu sunt prietenă cu ea și în ziua de azi. Deci noi și acum ne vedem și vorbim. Da? Am prieteni din liceu. Dar nu erau momente de familie în care vă reîntâlneați? Și n-am simțit. Și ne vedeam așa. Ba da, atunci când... Asta până am devenit independent, adică până m-am căsătorit. Am înțeles. Bun. Că ziceau părinții, diseară, este... Mergem la... Merge. Și mergeam. Și unde mergeți? La diversi frați de-a lui tata. Cel mai mult mergeam la unchiul Nicu, de ei se zicea Andruță, de ei se zicea Andruță, pentru că era tot Nicu. Nu că n-a avut niciodată și prenumele de Andruță, dar i s-a spus săracul Andruță, dar el era Nicu, cu care erau cei mai buni prieteni și, într-adevăr, cu fata lor, cu Claudia, eu puțin m-am împrietenit, puțin așa, puțin, nu foarte tare, adică parcă mai mult, era mai aproape de vârstă, era cu un an mai mică decât mine, alelalte erau cu 3-4 ani mai mare. La 16 cu 20, deja diferența e destul de mare. Adică ca să te accepți. Da, da, da? Corect. Așa. Iar eu de vârsta mea nu aveam. Ăștia ori erau mai mici, deci cu Claudia puțin, mai mergeam la unchiul Ilie Ceaușescu. Da, și cu Veronica, cu verișoara mea, să spun, nu ne aveam rău, dar asta nu însemna că de ziua mea de naștere eu îi chemam la mine. După ce m-am căsătorit. Eu încercam și altceva să înțeleg. Deci nu m-am apropiat. În familia, nucleul dur al familiei Ceaușescu și Elena, mergeați? Foarte rar. Ce înseamnă foarte rar? Foarte rar, foarte rar. Asta însemna de niște sărbători. Sărbători. Adică ceva, aniversări, ziua de naștere. Nu creștinește vorbind... Nu, astea cu creștinești nu prea le... Nu, adică nu Crăciun Paște, nu. Le făceam, noi le făceam acasă. Bun, că le făceați, da? Le făceați în sens tradițional? Le făceam pentru că la Praga era, hai de mine, vanoțe
Și deci Crăciunul și... Sigur, ei sunt catolici, dar n-are importanță. Crăciunul și Paștele la... A, deci nu era cu Moș Gerilă ca la noi? Cu... Ba da, era cu Moș Gerilă. Păi nu, era cu Moș Crăciun sau cu Moș Gerilă? Era cu Moș Gerilă. Așa. Dar Moș Gerilă vine de la Ruș, Ded Maros. Da. Și nu e ceva așa de groaznic. E Moș Gerilă, adică ăla de vine din Nămeți. Da. Așa, da, nu venea de Crăciun. Uh-huh. Venea de în seara de Revelion, moșul, cu bradul. Așa, chestie care nu... Dar Crăciunul ca atare îl făceam. Îl țineam. Nu, nu ne, sigur că nu ne duceam deci la... Deci vă întâlneați la ce? Cu atunci când Ceaușești. Mă luau părinții pe mine. Era 23 august. Păi la 23 august, cum să nu ne normal, ducem? Normal, clava. Doamne, ce mi-a plăcut să stau la tribună. Nu cred, ați fost? A, da. Păi mă lua mama. Cum să nu mă ia pe... Cum să nu merg și eu la tribună? Stăteam la tribună acolo toată lumea și... Da, îmi plăcea. Și treceau... Trecea lumea și eu... Da? Da, da. Până la un punct mi-a plăcut. Pormă, de ziua lui. Nu? De ziua lui. Mergeați acasă la tovarășul cu cadouri? Da, dar nu făceam eu cadou, că eu avem... Și... Nu, domnule, cu familia. În da, numele da, familiei, luați un pachetel. Da, 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 făcea cadouri, da. Uh-huh, uh-huh. Și eu am făcut mai târziu un cadou, mult mai târziu. Așa. Dar, și cum i-ați caracterizat pe tovarăș și doamna... Că pe mine, pe urmă, nu m-a chemat. Ceaușescu. Mm? Cum i-ați caracterizat pe ei? Din interacțiunea mea asta minimală pe păi care... Păi atunci, mare lucru nu avea. Mergeam într-o casă care nu era... Cine știe ce, pentru că... Pentru că nu erau încă în Palatul Primăverii. Ba da, erau, dar ce? Palatul erau? Primăverii este ceva, așa... Vrei să spun că... Haideți că am fost, cum nu e? Da, măi, e dar... și pentru vremurile astea, dar aminte pentru ne, atunci. Nu. Păi și alu Maurer era mult mai frumoasă casa lui. Era mai frumoasă? Azi... Aia de care zicea Serghei că avea și o casă mai mică în spatele casei mari? Deci casa lui Maurer pe Chiselev. Așa. Acolo. A fost vreodată? Nu. A, și casa lui Serghei era mai mare decât asta din Primăverii. Casa lui Serghe de... Cea ambasada sua. Prima casă în care mă rog, a copilării. Rezidența... Deci erau case mult mai mari decât... Casa din Primăverii n-a fost cea mai mare casă în care am intrat eu. Din... Nu, dar... Așa. Sompoață, cu... toate da. Acareturile alea. Da, da, eu am acum prieteni la care merg, care au 32 de camere și... Am văzut și eu în... Păi, poate tu n-ai intrat. A, nu, uite, am văzut eu am... și eu... Uite, eu am intrat, de curând, abia am fost. 32 de camere? 32 de camere. Dar ce, și-au făcut un petit Versailles? 32 de camere, nu e destul de cu bun gust. A. Sunt mai multe, așa, zone. E pe zone, pe zona Ardelele. Bun, atunci zona... Deci... A, drăguț așa, dacă au făcut o identitate. Da. Dar atunci, haideți să o luăm altfel. Deci, veneați casa de pe... nu m-a impresionat foarte cum tare. Cum nu, că veneați de pe două străzi mai dicolo, de unde împărțeați o casă cu o familie de arhitecți. Aveam și noi 5 camere. Păi 5 camere, n-aveați un palat. Cu păun, da, știam că e președintele țării. Acum ce crezi că... Țara socialistă totuși. Și ce dacă? Ce, eu am mai fusesem la înalți demnitari la Praga, că tata fusese invitat. Ce crezi că ne-am dus în vreun apartament de bloc? Nu, asta e ipocrizia tot socialismului. Așa da. Și pur mă, știam tot foarte suntem bine. Egal, dar unii suntem mai egal decât alții. Bine că nu este casa lor. Că nu aia era a lor, că nici asta în care am stat noi pe Dănice n-a fost a noastră. Da. Deci, și noi n-am avut proprietăți niciodată până și 90. Și intrați pe poartă, cum vi se părea? Și intram pe poartă și mi se părea o corvoadă că trebuie să stau 3-4 ore să fac frumos. Așa. Așa. Dar nu mă stresam prea tare. Bună ziua, bună ziua, dădeam mâna la mulți ani și mă duceam în cealaltă cameră unde se adunau copii. Mm-hmm. Nu mai eram chiar copii. Cu care sigur că găseai ce să vorbești. Vorbeai fel și fel de chestii, dar lucrurile... Nu, eu încercam, doamna Ceaușescu, de ce vă tot asta întrebat? A fost. Eu încercam să-i văd pe cei doi prin ochii dumneavoastră, pentru că de-a lungul cărților citite, de-a lungul anilor trecuți, de-a lungul clișeelor cultivate, de-a lungul miturilor, de-a lungul fake news-urilor, s-au împământenit niște imagini. Că și-ardeau costumele. Nu știu. Uite, măcar, s-au cultivat niște măcar lucruri. Asta. Încercam să-i văd pe prisma unui membru al familiei da. Cum a fost deci, uman așa, la o chestie avut... de-asta firească. Își ardeau costumele, n-am. Păi tocmai că nu și le ardeau. De ce nu și le ardeau? Tocmai că nu și le ardeau. Da. Pentru că adevărul este că și tata și toți în familie au încercat și mie să-mi cultive, la mine nu, iar n-a prins. Uh-huh. Deci aveau, cum să spun, un cult pentru obiecte. Cult pentru obiecte. Deci mi se părea așa la un moment dat o aglomerare de tot felul de obiecte, că ăsta e de la Bratislava, tata. Țineau tot felul la mine acasă. La fel era și la unchiul meu. Uh-huh. Și țin minte că... Deci țin minte la mine acasă, zicea mama. Marine, că așa îl chema pe tata, Marin Ceaurescu, Marine, eu plec la țară, la mine, la Moldova. Mama avea un frate. Pot să dau costumele astea pe care tu nu le-ai mai purtat de 5 ani, tata, ce dai să le văd? Ăsta poate îl mai îmbrac. Ăsta, da, ăsta. Nu, lasă-l și... Deci, dom'le, avea așa, că eu râdeam cu mama, zice, auzi, eu le iau. Și mă zicea tata, mă, dar aveam eu un costum bleu marin în dungiunde, l-au mâncat molile.
Cum l-au mâncat mol? Uite așa, zice, l-au mâncat moli, le-au luat găurele și ca să nu umplem casa de moli, ce l-am aruncat, l-am aruncat. M-am dusese la țară. Deci erau atât de, cum să spun, legați de lucruri. Tata începea. Poate și dintr-un trecut în care n-au prea începea. Avut și... Când zicea eu că vreau nu știu ce, vreau o pereche de blugi noi. Parbanii familiei. Ăia ceau. Mm-hmm. Păi zic că ăștia deja nu mai sunt la modă, ăia sunt, zice, aha, nu sunt rupți, nu sunt nimic, nu știu ce. Bun, să mă vad acum că ei rupți. Mă rog, m-a văzut mama și mia cu sus, săraca. Altă poveste, da. Deci, pormă. Din când în când venea tata și spunea, vedeți că Lenuța, asta era mătușa mea, deci Elena Ceaușescu, soția lui Nicolae Ceaușescu, ce vedeți că Lenuța a transmis prin nu știu cine că sâmbătă i-aș schimbă toată garderoba să vă duceți sâmbătă, zice, poate găsiți, vă place ca zi, să vă duceți să vă alegeți. Erau noi nouțe cu eticheta, mama ce eu, să mă duc la zdrențele ei. Ha! Tata, du-te, dragă, nu-ți iei nimica, du-te să nu mai faci notă discordantă. Mama era la fel. A, da? Păi iau moșteniți, pe dânsa o moșteniți. Probabil, mama, ce, dar ce, dragă, n-am eu ce îmbrăca, dar ce îmi trebuie mie zdrențele ei. Du-te, dragă, până acolo, bei o cafea cu celelalte și nu-ți iei nimica. Celelalte luau. După aia era, vezi că Zoia își schimbă garderoba. A, des anunțam familie. Da, și niște lucruri superbe. Și mama, tata zicea, du-te mă și tu pe acolo, poate ții, dar de ce să zic tu... A ajuns în sapă de lentă, nu poți să-mi iei și mie niște haine, de ce să port? Chestia care mie nu mi-a plăcut niciodată, niciodată. Eu n-am dat de la copil la copil. Am încercat, deci eu având trei copii, trei fete la un moment dat, ziceam să mai iau de la aia mare, să luam la mică. Dar până mi-a zis aia mică, era mică, mică. Și dădea numai lucrurile cele mai bune cu etichete și zice, dar eu toată viața o să port de la fete și când o să moară, o să mă mări cu soțul lor. Mă rog, deci copil... Așa. Știu că nu e chestie. Deci, nu le aruncau, nu le ardeau, le împărțeau. Deci se cultiva treaba asta, da, uite, nu știam. O chestie care pare că s-au jenat, dar a existat în și familie. Și au făcut-o mult timp sau s-a întâmplat de două ori? A, nu, era... Era o tradiție de familie deja, să mergem să luăm de la Ceaușești. Din când în când, nu să luăm. Să făcea aproape o vizionare așa. Hai, lăsați-mă, ca consignațiile de lux. Dar erau lucruri perfecte, 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 perfecte. Unele nici nu le îmbrăcaseră. Dar înțeleg că avea Elena Ceaușescu tot din cărțile la Vinei Beta, dar și din alte câte s-au mai scris, împărțea și din cadouri, împărțea și celor, da, femeilor de casă. Da, aveau chestia asta. Aveau, nu? Aveau chestia asta, da. Deci sigur nu și-a ars niciodată costume. Asta, deci unchiul meu niciodată nu și-a ars costumele. Nu a mâncat copii cruzi și n-a făcut, nu, n-a mâncat copii cruzi. Așa, nu și-a făcut transfuzie cu sânge de noi născuți. Prostii de asta. Hai să trecem la lucruri. Deci astea sunt fake-urile care v-au... Asta m-au... V-au rămas, v-au sechelat un pic și pe dumneavoastră. Da, pentru că mi s-a părut, domne, pot să inventezi. Uh-huh. Haide un pic mai subtil. Mai subtil. Că mă uitam așa, zic, hai să vedem ce invențiile face, zic, la imoralitate. Că ăștia au fost o moralitate aproape rigidă. Mă, m-a interesat la un moment să studie și am studiat așa. Să, mă, zic, i-au găsit vreo amantă lui unchi? Da, ei. Ei au găsit vreo doi, dar nu, păi, dar nu e adevărat. Nu e adevărat? Nu l-a ce la? Nu e... Mai problema de sex la noi în familie. Așa. Este, era o chestie, deci, de tabu, așa cum să spun. Deci, păi, la noi, na, Doamne... În toată societatea. Mult mai mult. Nu era chiar în toată societatea. Haideți că asta era... asta cultiva... Asta cultiva, dar au fost niște derapaje cunoscute până niște familii, știam noi. Așa. Dar nu contează. Da. Hai. Mac. Nu dau nume că... Așa, că le zicem mai încolo. Nu le zicem deloc. Glumesc. Deci, da. Ei aveau cu totul altă abordare. Abordarea în sine era, deci, până să te gândești la o amantă, sigur că nu erau niște eunuci, dar până să te gândești la o amantă, până să... Mama mea, de exemplu, da, a înțeleg, făcut înțeleg o criză odată de și... plâns, da, pentru că sora mea... Da, noi eram în vizită și bărbatul venise de la spital, că era medic chirurg și este și în ziua de azi tot medic, dar nu mai este în România, sunt în Austria. Și el, văzând-o pe soacră sa și pe cumnată sa, acolo, pe nepusă masă venite, s-a dus să-și facă un duș de la spital și a zis, sor mea, adă-mi și mie, chiloți și mai eu. Și mama a început să plângă, zice, ai soră, tu ai văzut-o, zice, pe nemernica de sorta, zice, ce a făcut? A intrat și a dat chiloții și mai eu în baie. Păi zic, cum vrei să dai? Uite așa, zice, trebuia să-i dea. Așa. Cu mâna. Deci asta era mentalitatea. Zic, mama, tu ești întreagă? Da. Păi nu vezi că a intrat peste el? Păi zic, a intrat, cum putea să-i dea? Să-i le zvârle, ce dreapă?
Deci mama avea niște chestii de genul ăsta și așa am fost crescuți în stilul ăsta. Nu s-a prins foarte tare. Se zice, oh, oh, ce bine. Dar eu știu mentalitatea de la... Deci spuneți că nici gând să... De ea nu bag mâna în foc. Aia, de ea aia, nu bag aia. Mâna în foc. Dar nu era bag. Și foarte posesivă, că am văzut deci niște de scene, ea nu bag mâna adică controla foarte mult dar, cercul relațional, femeile pe care interacționa, nu vizitele cred. Pe care le făcea în teritoriu. Dar de el nu. Deci el, el n-a călcat strâmb. Dacă suntem la prejudecăți și preconcepții și stereotipi. Domne, n-a văzut decât pe Elena. Se glumea? Da. Se glumea pe tema asta? Da, 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 se glumea. Nu, deci... Dar cel mai tare ban cu Ceaușescu care e? Aia nu mai știu, că erau enorme. Spuneați? Da, păi m-a întrebat dacă avea microfoane. Păi uite, așa am aflat că am microfoane. Cum? Că nu stăteam să caut. Păi nu-mi dau seama că s-a întâmplat ceva. Păi, de exemplu, spuneam bancul la telefon. Ce să fac? Spuneam la telefon bancul, nu? Nu știu, nu Dan Condurache, actorilor. Și a doua zi dimineață suna mama de la Viena. Aia mei erau deja în Austria, la Viena. Mă, Mihăiță, mamă, că ei m-au vrut băiat, dar n-am ieșit. Și zice, mă, Mihăiță, mamă, dar te-a rugat mama frumos, nu mai spune mama bancuri cu Ceaușescu și politice, mamă, că l-au sunat aseară tovarășul Gavriș, îl știu pe împuțitul ăla de Gavriș, era generalul Gavriș de la... A, așa, ajung pe la postelnicul pe acolo, am avut multe conflicte cu el, zice, l-a sunat pe tactul, mamă, și zice că i-ai spus niște prostii la telefon. De când a avut drăgătim să le și spun noi să le înjuci. În sfârșit. Și o chestie care... O dată de două ori până v-ați, nu? V-ați... M-am căsătorit cu Petre Moraru, deci în 83. Și ne ducem în voiaj de nuntă cu copii cu toți ai mei. Așa? Sigur că am și un copil cu el, o fetiță, dar îmi plecăm noi la mare. La mare, la vilă, la vila 7, la vila 8, nu mai știu. Ne despachetăm, eu am un obicei. Cum am ajuns undeva, eu trebuie să-mi pun toate hainele pe umerașe. Deci nu mă lua tu pe mine, nu să ieșim, să facem, să da. Nimic, întâi le aranjez totul, baia să fie cu toate obiectele, după aia stăm de vorbă. Între timp, na, ca bărbații, te duce la toaletă și vine ce nu merge apa la baie. Dic, nu mă freca la cap, eu întâi mi-aranjez lucrurile, după aia dau telefon și o să anunț. N-au trecut 5 minute, pim, țâr la ușă. Te schid, ce, ați anunțat că nu merge apa la toaletă? Zic, domnule, n-am apucat, dar ce bine că ați venit, totuși. Da. Deci erați conștientă de monitorizare, a, supraveghere? Asta l-a apucat, hai să ne mutăm, zic, unde să ne mutăm? Pe unde ne ducem noi? Oriunde, vine da. Și microfonul, zic, ești nebun. Păi cum o să trăim noi așa? Păi de așa o să trăim. Dar eu nu pot să trăiesc, dar ce ai de nu poți să trăiești așa? Dar ce ai de gând să faci? Ce vrei să faci? Păi și dacă avem și în dormitor? Păi sigur păi, avem și o facem și cu strigături? Zic, o facem și noi mai fără strigături. Nu, că nu. Deci, dar s-a obișnuit și el, pe urmă, na. Bun, dar bănuiesc că pentru a nu vă băga familia sau vă pune într-o situație stânjenitoare de a explicați nu știu ce, o lăsați mai mare cu discuțiile astea ideologice pe casă. Nu. Adică când vă apucau dracii pe nurii sau... Bine, nu cred că era cazul dumneavoastră, dar... Bă, da. Adică ce aveți impresie? Că mie mi s-a făcuse conductă separată de gaze? Și îmi venea conducta direct în casă unde stăteam. Asta după ce ați plecat de la părinți, da. După ce am plecat, eram cu Petre Moraru, stătea ăsta noaptea și păzea sobele, că venea la 12 gazul și el stătea de la 12. Păi și nu-i zicea statului dumneavoastră, băi, mai zici și tu unchiul că murim dracu în case. Și ce? Dacă îi spunea tata ce? Păi tata a încercat, păi nu, că poate tata că... a încercat multe lucruri. Poate că activul ăla de partid dement cu care, de care se înconjura să reușea să fie penetrat dacă familia venea și îi zicea și zicea. Că asta ziceam și lui Nicu Ceaușescu, încercat... asta ziceam și lui Serghei Păntasu. Da. Bă, da, nu, tot, ba, da. N-a... Ba, da, dar se spunea că nimic. Trebuie să fie rău ca să fie pe urmă bine. Păi știi? Și când dracu a mai fost bine? Că n-a mai fost bine niciodată. Nu știu, poate venea după, că ce-și terminase să plătească toate... Păi le-a terminat în 89 și a început fantezia cu banca. E, aia n-a fost chiar o... Aia nu era un lucru foarte rău. Nu era, dar pe cârca noastră. Sau pe cârca părinților și pe cârca noastră. Că înțeleg că ați îndurat și noastră. Mă, n-a murit nimeni. Deci, hai, n-a murit nimeni nici de frig, n-a murit nimeni nici de foame. S-a dus foarte... Da, acum e bine? Păi nu e de... Păi, acum când vezi o bătrânică cu pălărioară, fostă învățătoare, evident, care cu 5 lei zice... Câte felii de cașcaval puteți să-mi dați? Eu nu sunt genul ăla de jurnalist, doamna... Păi nu, acum este bine... Cheamă omul să-l certe nu, sau să-l nu, pună sau nu e vorba să de certat. Este chestia care... Eu în 89, mă rog... Orice regim are deficiențele lui. În 90 am zis așa, m-au întrebat, e, ce mai faci tu, dragă, acum fără privilegiile pe care le-am avut? Eu nu recunosc că am avut niște privilegii. Ce o să faci tu? Păi zic, de ce să mai am nevoie de... De exemplu, m-a întrebat, nu știu, o fostă prietenă, o fostă cunoștință. Ce o să faci, dragă, acum fără comanda de la Varșovia? Da, săptămânal îmi făceam comanda la Varșovia, da. Pentru mâncare. Și veneau produse de toate felurile. Asta recunosc, sigur. Ce vă plăcea cel mai mult? Ce venea?
Ce nu lipsea niciodată de pe listă? Țigările. M-ați nebunit cu țigările. Fumam BT atunci, da. Aha. Așa. Pentru prieteni, colegi, luați? Da. Ce vă rugau cel mai des? De ce? De toate. Luam ce puteam să iau și cât puteam, că nu luam cantitate nelimitată. Deci aveam o cantitate limitată pe care puteam să iau. Nu știu, 2 kg de aia, că luai săptămâna. Normal, da, da. Jumătate dădeam. Cel mai mult însă... Medicamente? Asta ajutați? Da, medicamente. Da? Am luat de la Elias încât la un moment dat... Vedeți că deranjează cu ochelarii la valiera. Da, îmi pare rău. Deci medicamente am luat de la Elias încât la un moment dat directorul Gheorghiu, mi-aduc aminte, Dumnezeu, cred că a murit, că era bătrân de atunci. M-a chemat și mi-a zis, mai încet cu medicamentele astea, că ați scos până acum la medicamente și de prostată, pe numele dumneavoastră. Adică, sigur, nu puteam să le scot decât pe numele meu. Și nu știu cine a vrut un medicament, eu n-am știut că e de prostată și l-am trecut și pe ăla pe numele meu. Da, medicamente și cel mai mult m-am ajutat așa cu Scornicești, cu Avicola Scornicești. Deci, ăsta, actorii știu, Dan Condorache și acum așa aduce aminte, dar toți actorii de la Teatru Mic. Deci venea un camion, vorbeam cu vărul meu, cu Emil Bărbulescu, îmi trimitea un camion, un microbus de la așa, cu de toate, cu pui, cu picioare de pui, cu pipote. Și rezolvați... Le băgam în cada de baie cu gheață și veneau toți colegii lui Petrică de la asta, venea și dădeam, cine avea copii, lua 3-4 pungi, cine era fără copii. Dar nu o făceați ca să vă îmbogățiți, o făceați ca să ajutați, nu? Adică... E normal că... E normal, dar unii o făceau, veneau ăștia de pe vapor, gen Băsescu. Păi nu, veneau gen Băsescu cu blugi și ciungă și l-au prins revoluția cu milionul în cont. Că n-aveai cum să îmbogățesc. Deci mie mi le trimitea vărul meu, recunosc, fără bani și eu le dădeam fără bani. Deci îi știu foarte bine, dar în Condurache trăiește, vorbesc cu el într-una. Asta zic, nu m-ați găsit... Nu, da, pentru că erau prietenii mei cei mai buni, a fost lumea mea, ani de zile după ce m-am căsătorit cu Petre. Lumea mea, actorii, și când știam că nu au și puteam să-i ajut. Dar cu case, cât am putut, te-am ajutat și cu apartamente. Cât am putut. Cu să închidem paranteza cu aprobări de mașină. Cu fake news-urile, stereotipuri. Nu o să închidem niciodată niciun subiect. Toate subiectele vor rămâne. Nu mi-ați zis de tovarășa. N-am iubit-o foarte tare. Mi s-a zis că din cauza ei s-a întâmplat totul. Că ea avea o influență nefastă. Că era diabolică. Că era constrângea lumea să îi facă popla. Că îi ținea pe copiii din scurt. Da. Că, deci, că, din toate... că trebuia să controleze tot. Că asculta cum ce făcea un pat cu X, Y, Z. Astea sunt adevărate, da. Da? Nu chiar toate. Au fost mai multe acolo. Că era diabolică, definește diabolică. Ce înseamnă diabolică? Era antipatică. Adică cum? De la natură? Da, era o persoană... Intra pe ușă și te enerva? Ce făcea? Că uite, eu sunt un om care scoate lumea din sărită, dar nu într-o manieră așa... Și eu sunt o persoană care sunt foarte simpatică, pe care foarte multă lume o urăște. Deci asta e... Păi nu, dar ea era, ziceți, de la natură. N-avea simțul umorului. Deloc? Se crispa? Ce făcea? Nu l-avea așa simțul umorului în genul ăsta. Cum aș fi vrut eu, de exemplu, da? Păi, bă, asta puțin, că și eu am simt, dar nu puteți să pretindem de la alții să fie era, ca noi. Cum să spun, era cum rigidă. Era? Mie nu-mi plac oamenii rigidi. Ce înseamnă rigidă? Rigidă, adică fără zâmbete, fără asta, fără drăgălășenii, fără înțelegere, fără nu știu ce. Dar asta nu înseamnă că în momente cheie, de exemplu, și moment cheie la mine a fost divorțul. Până la urmă n-a zis, lăsați-o mă să divorțeze, că asta își pune capăt zilelor și... Așa a zis? Da. Avem dracu, dar avem în familie, că am zis că mă arunc de la etaj. Bine, am zis că mai multe am zis eu atunci. Aha. Și atunci, deci, nu era simpatică, dar pe lângă ea, eu în familie, mai am câteva mătuși care nu mi-au fost simpatice. Bine, dar nu erau savante de renume mondial? Și ele erau cu nazuri, că și ele, fiecare bărbasul era cine era și făceau pe nazuri, da? Deci dumneavoastră spuneți că e parte mit, dar nu, parte... Cum să spun? Da, vroia să controleze totul, asta este adevărat, da? Cel mai tare din tot ce a făcut ea, mie mi s-a părut, este cum s-a comportat cu copiii. Adică? Da, același lucru s-a întâmplat și în familia mea. Adică i-a sufocat pur și simplu și i-a obligat să ia pe un drum pe care nu l-au vrut. Asta e. Pe Nicula căsătorit cu Iuliana Cristescu, deși știa că nu o iubește, că mi-a povestit săracul Nicu. Mă, nu că nu o iubeam. Nu mi-a plăcut ca femeie, dar mi-a și zis, nu m-am atins de ea, Mihaelul, nu m-am atins de ea. Zice, nu m-am atins de ea pentru că știam că este nepricănită și aveam motiv de divorț. Nu s-a consumat căsătoria. Dar, deci să obligi de ce, că-ți place ție. Dar exact asta a fost și tata am găsise unul la Ministerul Comerțului Exterior, băia bun. Zice, mi l-a dus odată acasă, zice, Doamne, ia-l tu, maică. Ia-l, fă-i ce vrei, treci.
Bun, deci, era... Asta era o chestie, că trebuie să fim noi pe o anumită direcție. Uh-huh. A sufocat-o pe Zoia până a nenorocit-o într-un fel, pentru că a făcut-o foarte mult. Zoia a suferit enorm, enorm, în loc că l-a găsit pe Mircea, într-un final. De ce spuneți asta? Pentru că știu. A avut câțiva băieți extraordinar de buni, extraordinar de buni, cu care n-a putut să se căsătorească. Și dacă ei nu vreau să te căsătoriști, nu te căsătoreai, era clar. Asta nu înțelege lumea. Toată lumea cea, cum adică? Păi orice om până la noi își găsea cumva dreptatea undeva, la, nu știu, procurorul general, Popovici era atunci. Și Popovici mi-a zis clar cu divorțul atunci. Ce să fac, dragă, zici? Tu nu vezi că l-a schimbat pe Siclovan? Ăsta a fost șeful tribunalului care mi-a acceptat dosarul de divorț. Nu vezi, mă, că a doua zi l-a dat jos? Ce să fac, zice? Tu nu vezi că nu poți să fac nimic? Tu trebuie să-ți rezolvi în familie până nu ți-o... Deci așa a fost... Deci dacă nu vreau să te căsătorești, nu te căsătorești, dacă nu vreau să divorțezi, nu divorțezi, adică nu, că, bun, nu se putea. Bun, până la urmă înțeles și în cazul Nicu și... Și Zoia a suferit foarte mult, sigur că a avut această, dar cât a stat ea cu Mircea până la revoluție, așa zisa revoluție, mă rog, revoluția a fost că toate astea planifică. Dar că era avidă de putere și că plănuia în secret, în perspectiva... Mă, asta eu nu știu, am auzit, nu știți? Dar nu pot să... Nu, ați auzit în familie? Nu, în familie nu. În familie nu, nu se discută. Dar familia, extinsă, înțelegând prin familie. Cum se raporta la ea? Îi știau de frică? Nimeni n-o simpatiza. Nimeni n-o simpatiza? Nimeni n-o simpatiza foarte tare, dar sigur că atitudinile erau diferite. Câteva dintre cumnate, că nu, ăsta era familia, frați, cumnați, o cultivau pentru că multă lume merge pe principiu foarte sănătos, că nu e bine să faci împotriva vântului. N-am încercat, dar zice că e rău. Alții, aici surorile lui, tante, că erau surori, nu erau cumnate. Au contrat-o de mai multe ori, da? Și maică-mea care n-a cultivat-o deloc. Mama n-a avut relații. Uh-huh. Pur și simplu. Tata zicea, haide, dragă, zice că, uite, să întâlnesc acolo, celălalt, că n-am ce vorbi cu ele. Mama, nu că mama acum l-a aștepta pe Patapievici să facă o conversație cu el, în sensul ăsta neapărat, că nu știa că s-a născuse Patapievici. S-a născuse. Da, și oricum înțeleg că nu e chiar... ce să spune, dar... Lăsăm deoparte. Da, dar totuși... Deci exista o temere în interior, existau... Da, sigur că la momente oficiale toată lumea era prezentă, că nu puteai să te duci să faci, să te internezi în spital. Da, v-a uluit? Uite, că dumneavoastră spuneți, doamne, am vrut să fiu cea mai bună și pe propriile forțe am reușit. Și am fost, profesional, la fel, da. Zoia, profesional nu poate să ia nimeni, nici lui Valentin, nici așa, adică toți au terminat școli bune, toată lumea, asta n-a contestat-o nimeni de-a lungul istoriei noastre tulbure de 30 de ani. Dar, în familia noastră, cu personaje care învățau bine, nu vă uitați la ea și vedeați, băi, nene, pe prima pagină scânteia, savantă, titluri, știați tot mecanismul din spate? Da, știam. Ce știați? Că oamenii știu cum este, cum să spun eu, știu cum este, cum se formează cultul ăsta al personalității. Este foarte... Deci, nu ei dădeau telefon. Deci, eu știu foarte bine, știu, eu am pățit pe... Păi, povestiți-ne. Pe pielea mea, da? Deci pe mine nu familia m-a propulsat sau m-a susținut vreodată. Ba, din potrivă, dacă se poate, mi-a dat la cap. Ci cei din jur. Bă, mi-aduc aminte, mă chema de la partid croitorul, doamna Clătici, nu știu, și îmi spunea, tovarășa Mihaela, eram la facultate, ce puteam să fac copii. Zice, nu se poate, dumneavoastră, zice, sunteți excepțională. Zic, dar păi dacă, cum adică? Ba, excepțională. Deci, sunt... Dar am carte scrisă renumitului lingvist. În primul rând că eu n-am sunt lingvist, eu niciodată n-am fost, eu am fost numai cu literatura și cu arta și eu am cărți de artă foarte bune, zic eu, vreo două, restul, așa. Dar nu sunt lingvist, eu n-am predat gramatică niciodată, eu nu sunt lingvist. Renumitului lingvist și omului de cultură, G. Deci știu cum să... Da, și până la Revoluție a fost primul cu mâna sus să mă dea afară. Să o dăm afară de la... Așa, renumitul lingvist, da, am. Așa. Deci spuneți că anturajul, cercul... Deci cei din jur, și spuneam, dumneavoastră trebuie să preluați să fiți șefă de catedră. Ce să fiu eu? Șefă de catedră? Cum să fiu șefă de catedră? Când eu sunt asistent, amărât, vai de mama mea, în sensul de grad didactic. Când sunt profesor, când e domnul Vașcen, când domnul Oiță. Da, dar dumneavoastră veniți cu nu știu și ce... Și spuneți că asta s-a întâmplat și în cazul lor, și în cazul ei? Boa. Tocvarășu, dar trebuie să o promovăm, dar dânsa. Dar știu cum este, dar știu cum îi spunea lui tata. Cum îi spunea lui tata. Ce îi spune? Tot așa de orice. Și după aceea, aceleași persoane
în 89, da, i-au făcut, o să vorbim și de momentul ăsta de cum, da? Până... Nu mai vreau să vorbesc de 89, că, adică de tata. Vorbim de 90 atunci. De tata, eram acolo, o dată nu mai știu pe unde, și spun, tata când bea un șpriț, că tata cu șprițul era, șpriț bun, așa îi plăcea lui, și începea să recite. Dom'le, și recita, dar și eu n-am memoria asta, nu știu versuri, tata a recitat, așa, toată scrisoarea a treia, tot Luceafărul. Sigur că nu era vreun Gheorghe Cozorici acum, sau mie Cozorici mi-a plăcut cel mai mult cum a recitat. Că și asta e o meserie, să știi, să recite. Da, bineînțeles. Toată lumea ce mâncau căcat și recitau versuri patriotice. Păi, de ce n-au recitat și ei? Că se băteau, veneau la mine și mă rugau să-i trec pe listă. În sfârșit. Să recite și ei? Să recite, sigur. Da? Ăștia care acum zic de nu știu ce și nu știu ce. Bineînțeles că eram prietenă cu Suzana Gâdea, eram prietenă, nu eram prietenă. O cunoșteam, tanti Suzi, vreau și eu. Nu? Eram cu Gigi Trif de la Cultură, puteam să mă duc la Gigi. Și când voiați să puneți o pilă, cum făceați, domnule? Tanti Suzi, ce? Nu, mai mult rezolvam cu mai mici un pic decât cum? Ea. Cum? Spuneam și... Sunt? Uite. Sunt? Păi asta am descoperit-o târziu. Asta e, beneficiile deci, numelui, doamna. La început am apelat la rude. Mm. La mama, la tata, la nu știu ce vreau. Da? Până intermediar, cum ar veni? Da, pentru că născusem pe primul... prima fetiță și stăteam într-o garsonieră dublă cu o baie de trebuia să faci pipi din hol. Deci nu puteai să intri să închizi ușa în baie. Deci ceva minuscul. Mă rog, asta după ce am stat la cămin. Dar asta e cu tot o altă poveste. După ce m-am căsătorit, pe mine m-au trimis la cămin părinții mei. Tata a zis, la cămin cu tine. Super a fost la cămin. M-am distrat. Haideți să lăsăm asta cu avantajele numelui. Da. Nu, și asta era. Și cum am învățat eu? Păi după ce au plecat ei în Austria, așa, am făcut eu vreo 24-25 de ani, așa, am încercat timid, așa, pentru că nu mai puteam să stau în așa. Spațiul ăla, așa, legam copilul de cărucior să nu cadă, și zic, dom'le, de unde? M-am dus la câțiva unchi de-ai mei, nu le odihnească să-i împace acolo. Și am zis, unchiul cu tare, ajutați-mă și pe mine cu un apartament de 3 camere, nu știu, dragă, uște, cu taică, tot noi nu ne băgăm, asta sunt chestii, aude Lenuța, aude Nicu. Haideți să o lăsăm așa în pădăvește, cum ați rezolvat-o? Și am rezolvat. Stați așa. Cum ar... Și pentru mine și pentru alții. Hai să vedem cum în episodul 3, vă mulțumesc pentru dialogul de până acum.